speranțe ați venit la vot astăzi? În primul rând, eu am venit astăzi să votez pentru familia mea și pentru țara mea. Îmi doresc de la nouul președinte o întoarcere la normalitate și sper că aceste alegeri prezidențiale să reprezinte începutul unei perioade de stabilitate și dezvoltare a României. Nu în ultimul rând, aștept decență și responsabilitate în relația cu cetățenii, de care un președinte trebuie să dea dovadă. Cu privire la domeniul meu de activitate, doresc continuitatea politicilor agricole foarte bune pentru a păstra cursul ascendent al modului în care se face agricultură în România. Spuneți-mi, îndemnați pe gălățeni să vină la vot? Absolut. Toți gălățenii și toți românii care au așteptări de la nouul președinte trebuie să fie activi și prezența la vot este o măsură activă. Am venit și am votat pentru o schimbare. Al doilea rând, am votat cu speranța ca și noul președinte. Am vrea ca să fie un președinte a tuturor românilor, să fie un președinte care să facă să facă apropierea dintre legislativ și președinte și plus de asta un președinte care să nu dezbine țara, să nu dezbine populația și să facă să ajute cât mai mult cetățenii acestei țări. Îi îndemnați pe gălățeni să vină la vot? În primul rând rog gălățenii din momentul de față până la ora 21 să facă tot posibilul ca în timpul lor cât de ocupat este, să facă timp să vină la vot, să voteze, în primul rând, să voteze un președinte care să reprezinte în țară și în Europa și în celelalte țări al lumii. Totodată vreau să rog gălătinii să voteze nu la îndemnul altor idei, ci la îndemnul ceea ce consideră dânsii că este mai bun pentru dânsii și pentru familiile lor și pentru copiilor. Spuneți-ne, vă rog, pentru ce ați votat astăzi? Pentru o Românie a românilor, pentru continuarea a ceea ce a început premierul României. Alegerile vor fi organizate cât se poate de bine, pentru că este în interesul nostru al românilor, nu a românilor din exterior care să ne decidă președintele. Președintele trebuie decis de românii care sunt în interiorul României. Am votat pentru ca bunicii, mamele, copiii noștri să trăiască într-o Românie unită, într-o Românie liniștită. Am votat pentru destresarea României. Am votat pentru liniște, pentru o economie care să ne ajute pe toți să trăim bine. Am votat pentru un președinte care unește. Astăzi am venit la vot cu gânduri foarte bune pentru viitorul președinte. Îmi doresc dezvoltarea agriculturii în primul rând, pentru că aici avem foarte mult de lucrat. Agricultura este lăsată în paragină de 25 de ani, deci nu s-a făcut absolut nimic. Îmi doresc pentru copiii noștri locuri de muncă cât mai multe, să înființăm fabrici unde să aibă unde să lucreze populația României, să nu mai fie acest exod în afară și să nu mai avem atâtea probleme. În același timp ne dorim și locuințe pentru tineri, pentru că și aici este o problemă, și liniște. Pentru că dacă ne trezim dimineața și nu avem liniște, să plecăm la locul de muncă cu gânduri bune, ci așa într-o tulburare continuă, nu știu dacă suntem în stare să facem ceva. Deci ne dorim mai multă liniște. Așteptăm ca viitorul președinte să demonstreze că România se poate schimba. Așteptăm ca toți românii să se bucure de o țară liberă. Vrem ca toți românii să meargă în sistemul de învățământ și să-și ducă copiii spre o educație foarte bună. Să vedem multe schimbări cum le-am văzut și în ultimii 2 ani de zile. Să avem o Românie stabilă și o Românie în care putem să trăim fără grija zilei de mâine. Îndemnați pe gălățeni să vină la vot? Da, îndemnăm pe gălățeni să vină la vot într-un număr cât mai mare. Este un drept al nostru pe care trebuie să ne-l exercităm odată la 5 ani de zile. Trebuie să ne hotărâm soarta următorilor 5 ani de zile, așa că cât mai mulți gălățeni să iasă la vot și cât mai mulți tineri să iasă la vot. Am venit să-mi exercit dreptul cetățenesc de a vota
Și cu această ocazie vreau să îmi permiteți să adresez tuturor cetățenilor municipiului Galați, cetățenilor județului Galați și tuturor cetățenilor din România și cei din afară să se prezinte la vot, să-și exercite acest drept cetățenesc de a vota, indiferent de opțiunea care o au, referitor la candidatul care consideră dumnealor că e mai bun. În ceea ce mă privește, am venit cu gândul de a vota și de a se realiza o schimbare, pentru că am votat pentru viitorul copiilor. Am venit cu speranța că s-au terminat 10 ani de vrajbă între români. Am votat cu încrederea că nu va trebui să mai vedem acele cozi la diaspora, pentru simplu fapt că românii vor trebui să stea la ei în țară și să găsească aici bunăstarea și viața pe care ne-o dorim cu toții. Am votat pentru viitorul copiilor mei, care i-aș dori la bătrânețe lângă mine în România și nu să voteze pe la diferite ambasade. Am votat pentru unitatea românilor, pentru prosperitatea românilor și pentru o țară în care să ne dorim cu toții să trăim. Îndemnați pe gălățeni să vină la vot? Cu siguranță au murit oameni pentru acest drept. Se pot spune foarte multe despre România, dar numai că nu este democrație, nu. Deci avem dreptul la un vot liber. Haideți să ne-l exprimăm cu toții și, bineînțeles, vom avea puterea să ne supunem majorității, că asta înseamnă democrația. Dar această majoritate să fie reală, să vină toți oamenii la vot, să vedem cu adevărat ce își doresc românii. Am venit cu speranța de a schimba ceva în România. Consider că votul meu contează. Am votat pentru familie, pentru mine, pentru prieteni, pentru bunăstare, pentru unitate. Îmi doresc ca în viitor România să fie altfel, să fie pe un făgaș normal, să viitorul președinte să poată realiza ceva și pentru noi tineri și pentru cei de vârsta a treia, să nu facă nicio diferență între noi și să putem să trăim mai bine și într-un mod unitar, să nu mai existe dezbinare, să nu mai existe certuri și scandal în presă. Să vină gălățenii la vot? Îi îndemnăm să vină? Doamne ajută să vină la vot într-un număr cât mai mare, chiar mai mare decât în primul tur. Sper din tot sufletul ca oamenii să fie conștienți cât contează votul fiecăruia și să ne ajute bunul Dumnezeu să iasă cine trebuie. Încep să unească românii, să fie un pic mai atent cu tinerii de care avem atâta nevoie, să atragă investitori și investiții pe plan, sau mă rog, din punct de vedere al industriei, pentru crearea de locuri de muncă. Și, în primul rând, aștept o liniște din punct de vedere politic, să nu mai fie atâta războaie și circ, ci să fie strict pentru popor și să se facă lucruri pentru popor, atât tineri cât și pensionari. Crezi că vor veni gălățenii la vot astăzi? Sunt sigur că vor veni în număr cât mai mare. Așa și trebuie. Așa și trebuie și avem experiența primului tur unde, într-adevăr, am avut foarte mulți tineri care au ieșit la vot față de anul trecut, când nu prea aveau, sau mă rog, nu păreau interesați să iasă la vot și nu prea păreau interesați de cei care vor să-i conducă sau, mă rog, să-i... nu știu, să-i susțină. Am venit, evident, cu așteptare legată de un viitor mai bun al României, de o reprezentare corectă în limitele constituționale pe plan intern și pe plan internațional. Ce vă doriți de la noul președinte pentru români, pentru gălățeni? Noul președinte, în primul rând, trebuie să demonstreze acea seriozitate și responsabilitate și respect față de cetățenii României pe care l-a demonstrat și pe parcursul perioadei de campanie, dar nu numai și înainte. Și mă refer în special și la ultima săptămână de campanie, când între cei doi candidați s-a văzut clar diferența între cei care privesc responsabil problema de a fi președintele și reprezentantul românilor. Îi îndemnăm
pe gălățeni să vină la vot? În mod evident îi îndemnăm să venim la vot, de altfel pe tot parcursul campaniei, indiferent de opțiunea de vot, i-am invitat la vot, ceea ce este un lucru normal și firesc într-o societate normală și democratică. Cu ce speranțe ați venit astăzi la vot? Cu speranțe bune pentru România, cu un gând pozitiv, în speranța că noul președinte va fi un președinte care unește și pentru o Românie puternică. Îndemnăm pe gălățeni să vină la vot? Cu siguranță, pentru că votul este un drept constituțional și este normal să-l exercite pentru a schimba ceva. Mulțumim mult de tot! O zi.